A 15-a ediție a Nopții Muzeilor a atras sâmbătă noaptea mulțime de vizitatori. Evenimentele organizate, muzei și alte spații culturale diverse din 32 de județe au inclus expoziții, intervenții inedite, experimente artistice, proiecții, dansuri, spectacole de teatru și concerte. În capitală, 50 de muzei și spații culturale s-au înscris la eveniment. Anul acesta, pentru prima dată, Teatrul de Revistă Constantin Tănase, care împlinește 100 de ani de la înființare, a intrat în circuitul Nopții Muzeilor cu un proiect intitulat Calea Victoriei 33, istoria locului, istoria succesului, o altfel de întâlnire cu artiștii care a atras nenumărați vizitatori. În general, eu vin în fiecare sâmbătă la teatru aici, la spectacolele lor, și deci era normal să vin aici. Pentru că mi-e foarte drag. În primul rând, actorii de aici îmi sunt foarte dragi și îmi place. Păi să ne bucurăm și pe gratis de ceva frumos. Să nu dăm banii mereu, nu? Ai mai fost la Teatrul Constantin? Nu. Asta e un alt motiv pentru care venim acum aici. Sunt fascinată de teatre pentru că mi-e dor să mai merg la un spectacol de teatru și sunt foarte curioasă ce o să ofere. Aștept să fiu surprinsă. Îmi doresc foarte mult să văd ceva și simt că aici ai ceva bun pentru mine. O seară sau mai bine zis o noapte în care vă vom purta cumva prin tot ceea ce înseamnă istoria acestui loc, acestui gen unic în lume, revista. În fața teatrului, sub lumina lunii și a proiectoarelor, balerinii i-au invitat pe spectatori să pătrundă în tainele dansului. În foaierul unde oaspeții au fost întâmpinați cu melodiile Bucureștiului de odinioară, a fost organizată expoziția de fotografie In Memoriam, dedicată Stelei Popescu, Cristinei Stamate și lui Nae Lăzărescu, și o mini-expoziție de costume purtată pe scenă de acești mari actori. Vizitatorii au fost întâmpinați de actorii Vasile Muraru și Valentina Fătu, care le-au prezentat o scurtă istorie a Teatrului de Revistă Constantin Tănase. Suntem prea emoționați pentru că pentru prima oară Teatrul Constantin Tănase participă, este acreditat să participe la acest eveniment, Noaptea Muzeilor, un eveniment european care se desfășoară în toată Europa. Îi poftim pe toți cei care n-au apucat să vină la evenimentul din astă seară, să vină la următoarele spectacole ale Teatrului Tănase. Suntem pregătiți cu toții să primim publicul oaspete, drag nou, cu brațele deschise, cu proiecte noi, cu proiecte frumoase. Invitatul special al serii, Alexandru Arșinel, a povestit în stilul său caracteristic o istorie a succesului, o istorie a celor 80 de ani de viață și 60 de carieră. I-am învățat pe români să zâmbească atunci când poate le venea să plângă. Asta a fost sarcina acestui teatru, acestui gen extraordinar, acestei invenții românești, care, printre altele, într-un spectacol spun: luați și zâmbiți, pentru că numai veselia mai salvează România. O mare surpriză pentru iubitorii teatrului de revistă a fost difuzarea filmului documentar Popeasca, dedicat marii actrițe Stella Popescu. Băiețelul cu baton, nu pe scară, în baton! Un uriaș cu ochii trei, ne degează dragii mei. Festivalul cultural aflat la cea de-a 15-a ediție este parte a proiectului Noaptea Europeană a Muzeilor, inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și patronat de Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al Muzeelor. În România, evenimentul este organizat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România.